Ah, bună dimineața! M-am culcat greu. La 6 m-am culcat. Ia, vezi că am gasta pe jos? Să vezi ce-a fost aseară aici. Să vezi ce-a fost aseară aici. Încât am luat bariera și am priponit-o lângă scorș și mi-am legat cortul de barieră. Dacă e, nu o pace să zice și bariera și pe mine și... Ai de capul meu ce-a fost aseară. Au fost descărcări electrice, tunete, bă, ce adevărul nu a plouat. Un pic o plouat, așa mai spre dimineață, și un pic așa o seară o țărâit. Dar a fost dezastru, fraților, aseară aici. Vedeam numai câte frunze pe stradă, rupte de vânt. A fost nebunie. Ah, m-am culcat, mi-am luat repede telefoanele, mi le-am băgat într-o pungă, cărcătorul alea, și am stat. Și am stat toată noaptea, așteptând să ploaie. Bine, la ce descărcări electrice și tunete erau, la ce puteai culca. A, pe când a început șacalii în toată pădurea să neaune, zici că erau strigoi. Zici că erau strigoi. În toate direcții auzeam șacalii, eram în mijlocul lor. Păi, eram în mijlocul lor. Da, acum mă îndresc pe Ostrovu Mare, 7,5 km, nu-i 20, când mi-au zis nu știu cine. M-am uitat, 7,5 km prin pădure. Da, asta e. Am vrut să mă duc în spate, dar am zis că cam atât aveam, 5 km. Păi zic, nu mă mai duc în spate, mai bine mă duc în față. Mai bine mă duc în față, am zis să mă duc în față să... Nu am apă, mamă, ce scârboasă e apa aia. Hai de cap, eu nu știu cum pot să beau oamenii apă din asta. Am aruncat, ce să fac, că nici nu pot să beau. Am o oră jumate, nu-i muli. E setic, am unui așa cald. Ei, răcoare. Arată că la 6 plouă, arată. Păi, asta e. Să ajung eu acolo pe voi de următoarea dată când va ploua. Da. O noapte grea. După ce am închis live exact ca data trecută, mi-a venit mesaj, alertă, cod galben și nebunele. Când am văzut mesajul, prima dată nu l-am luat în serios. Acum când vine mesajul, iau în serios că măcar să apuc, măcar cât de cât să-mi pregătesc hainele, echipamentul, că să mi le pun, să mi le protejez de ploaie, că eu mai mult de ploaie mi le protejez. Că... O să așa vânturi se ridice în aer. Să vedeți ce e pe drum. Tot drumul e plin de frunze. Au mai rupt și ceva copac pe acolo, poate până. Păi te-ai ce văd o creangă. Așa a fost, tati. Așa a fost și... S-a obosit. M-am culcat. Dimineața, pe la vreo 7, pe când am vrut să ies din cort, a plouat. Pe dimineață când am ieșit din cort. Na, zic, mai și plouă, zic, e bun. Și uite așa, toată noaptea am fost deranjat de serviciile cerului. Cum zicem noi. Serviciile cerului. Asta e. Asta e. Următoarea destinație e Ostrovul Mare. După cum și vorbeți, vedeți că am rupt de obosit. Mă duc și mă trag încep până acolo. Și apoi văd, îl cam văd unde-i. Văd acolo ceva înalt. Ăla e antenă de releu. Normal că acolo e antenă de releu, acolo trebuie să fie. Da, dar până acolo avem de mult. Mă, totuși, și bine că sunt pe răcoare. Am vrut să mă duc în spate, am văzut un pic la 4 km în oraș, în porțile de fier 2. Am zis, mai bine mă duc în față, după ce să mă duc în spate. Am zis că era vreo 4-5 km, până acolo am zis, mai bine mă duc 7-8 până în față și acolo se stăt în drumul meu, deci m-am rupt. A fost un vânt foarte șmecher aseară. Niște descărcări electrice, că se făcea lumină, atât de lumină, atât să lumina, că aproape că te orbea dacă te uitai în sus, așa de mare descărcări. Zice, bă, ce am avut norocul e că mi-am băgat acolo într-un locul ăla și nu era așa,
M-am încercat eu să caut loc, să vezi noaptea cum umblam cu lanterna pe pădure, să-mi caut un loc să mă bag între sub copaci și ceva. N-am găsit. N-am găsit și am zis rămân aici. Și-o fă bun locul ăla, că, uite, genul de barieră, am luat-o și am pus-o lângă cor și am legat cortul de ea. Da, uite, pătești și aici, era mai bine ca acolo, cum aș veni să zic. Nu, era mai bine acolo, dacă am o să zic eu tot timpul că e mai bine după ce plec. Da, ce să spun băieții, n-am prea multe de spus, pentru că sunt bui mari de cap. Sunt bui mari de cap. Oh. S-a obosit, zici că acum m-am oprit din traseu. S-a obosit. Nu te odihnești, nu te poți odihni, mă. Natura asta românească, nu te poți, să vezi cortul plin de musculițe și e țânțar. Ce au fost acolo. Oh. Asta e, băieți. O altă zi în paradis, cum zic eu. O altă zi în paradis. Cam asta e. Asta e un nou început de zi. E bun, e destul de oveni, numai că eu sunt obosit. Eu văd greu situația din cauza oboselii. Să ajung la Ostrov. Să dacă îmi găsesc locul, eu am întind un pic, că eu zrup de obosit, mă. Abia m-am trezit, mă. Abia m-am trezit. M-am trezit că o dat un pic o umbră de soare în cor și m-a scos la variare. Am vrut să mă culc până să mă odihnesc. N-am putut. Nu, am putut. Sunt foarte multe mașini din partea aia, foarte multe mașini. De acolo, de la Ostrov, încă altceva, nu, altceva, nu-i nimic în direcția. E Ostrovul, după aia Țigăneștiu. La Țigănești, dacă ajung de seară, ar fi frumos. Măcar să ajung până de seară acolo, la Țigănești. Și se numește orașul ăla, Comuna. Comuna, așa se numește. Asta e o zonă nu prea umblată. Asta e mai mult o zonă de plimbare. Dintre Ostrov și zona asta, Porțile de Fier 2, nu e așa, e? Se vede că eu am mai văzut așa, am văzut ceva mașini dimineața, m-am văzut trivăt, că merg, nu știu ce combinații fac ăștia aici. Habar n-am. Habar n-am. V-am pupat, băieții. Bun venit în paradis. Azi o altă zi, un alt traseu, alte povești și tot timpul alte lucruri noi. O zi bună, pa, pa, acolo mere tata. Bine că am pădurici și nu-i cald, că de obicei dimineața la ora asta era cald. Doamne ajută, pa, pa.